Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au desfășurat o acțiune de strângere și donare de bunuri pentru 8 copii nevoiași. Acțiunea s-a desfășurat săptămâna trecută la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, în prezența copiilor și a părinților acestora. Copiilor le-au fost prezentate și autospecialele de intervenție, precum și echipamente din dotarea salvatorilor, astfel încât micuții să înțeleagă mai multe lucruri despre activitatea de zi cu zi a pompierilor militari. Încântați de jucăriile, îmbrăcămintea și alimentele primite, micuții au făcut și multe fotografii.